Chiar dacă au primit asigurări că igiena și dezinfecția sunt prioritare la Spitalul Județean de Urgență Slatina, pacienții au fost puși pe gânduri. Oare sunt curate instrumentele medicale? Se folosesc substanțele în concentrația potrivită? Eventualele nereguli în procesul de igienizare se răsfrâng și asupra actului medical? Părerile în rândul pacienților sunt împărțite. Este într-adevăr o situație foarte complicată și nu putem să avem chiar atât de mare încredere. Nivelul de curățenie din spital, cum vi se pare? E acceptabil. Atât că se poate, deci chiar am văzut cât am stat aici, își dă silință oamenii de servicii și infirmierele să facă tot ce e posibil. Cei mai mulți pacienți sunt însă mulțumiți de nivelul de curățenie și de calitatea actului medical, în ciuda suspiciunilor privind dezinfecția. Când am venit, eu nu mi s-a părut că ar fi mizerie în spital. Deci aveți încredere? Da. Noi am fost mulțumiți și înainte, când a fost internat și acum. Aici își făceau meseria infirmierele. Chiar într-o zi am văzut cu ce au spălat, nu știu, cât eram internat. Dar se cunoștea plinta după hol, că se albise. Deci își schimbase culoarea. Acum nu știu dacă se păstrează în continuu sau nu. Da, era curat. Acum a fost lună și ceva. Dar eu știu cu ce dau, cu ce... Că erau multe fete acolo de servici sau ce, toată ziua și toată noaptea cu mătura le vedeam. Trebuie să-și facă datoria cei care sunt plătiți pentru așa ceva, să verifice, să controleze, dar actele medicale sunt de calitate. Față de ce a fost înainte, pot să vă spun acum că sunt foarte amabili, e foarte curat în spital. Sunt însă și pacienți care au semnalat probleme privind curățenia din spital. E curat în spital, se dezinfectează? Curățenie în spital. Nu vă spun ce e la baie. O mizerie, maică, de nu poți să respiri. În ce secție? Eu am fost la recuperări, am fost și la cardiologie, am fost mai multe. Și tot la fiere pădân. Reprezentanții Spitalului Județean îi asigură însă pe pacienți că sunt preocupați în permanență de igienă. Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale face săptămânal teste privind calitatea dezinfecției și reia procesul în cazul unor rezultate neconforme.